Hello everyone și bine v-am găsit la un nou episod de 5M. Suntem pe Eclipse de România Roleplay și de data aceasta ne jucăm, că avem, n-avem ce face. Afară plouă liniștit și în casa arde focul. Uite și ce prost. Așa. Oh, au venit și veverismul. Ce ai, mă? Te doare capul? Da, a? Te doare capul? Nu. Materialul prost, dar drept. Ce văd, Diana? Frig. Am înțeles. Hai că poate reușim și noi să mergem la casa aia care ne-a dat-o primarul. Poate. Să sperăm. Da. Voi ce faceți? Și știam, am armură pe mine. Am înțeles. De... Sunt arc. Am înțeles. Voi ce faceți? Ce faci, mă? Am băut o bere. Vrei o bere? Nu, mersi, nu beau bere. Că mergem cu mașina. Mergem cu mașina. Diana, tu ești bine? Aaaa, nu e bine. Trebuie să... Da. Ia vina puțin. Eu am discuț așa între patru ochi. Da, da. E fiată de... Ce? Acu două zile mi-am făcut și eu iubitele. Dar nu știu dacă... Nu știu dacă are cioacă sau nu. Are trompă sau nu? Nu știu. Am înțeles. Că de-aia vreau să recuperez casa și după vreau să bag mâna acolo și văd dacă e să... Stai așa că mă sună. Alo? Alo, salut. Domnul Sedan la telefon? Da, da. Bun, m-am sunat deoarece am găsit telefonul primarului prin birou pe aici. Bă? Și am văzut că ultimul apel este cu dumneavoastră și domnul primar a pățit ceva cam urât. Na. A, ce s-a întâmplat? Deci a intrat în marbelele. Mi-a luat niște mafioți. Da, știu că mi-a vrut să-mi arate o casă. Și am fost atacat acolo la casă de mafie, îmbrăcat în roșu, ceva de genul, nu știu ce problemă are el. Și chiar vreau să dau și eu de el, că zilele astea n-am mai dat de el. Să văd, pot să merg la casă, nu pot să merg la casă, ce s-a întâmplat, unde e? Este la o casă mai îndepărtată, o să vă spun aici când o să ajungeți, că o să vă dau eu un share location. Mă rog, este la o casă unde stau mulți mafioți și l-au răpit acolo și... A, ce? L-au răpit? Da. Am înțeles. Ca a intrat, na, mari belele cu niște ilegale, nu sunt sigur. Adică nu sunt 100% sigur de ce a intrat, dar din ce motiv, pardon, dar... Am înțeles. Bun, pe trimitem și hai să ne întâlnim, să vedem ce se întâmplă. Ok, ok, nicio problemă, la revedere. Ok, salut. Clar, unde e Bogdan? Unde e Bogdan? Diana? Alea de afară e Bogdan? Mă auziți? Bogdane? Băi! Nu cred, frate, că iar nu merge, băi! Mă auziți? Hello? Am dat pasele fanii gona. Aaaa, mă gămea și piciorul să-mi bag. Bine, mă auziți acum, mă? Așa. Gat, da. Așa, acum da. Așa, să mănânc și eu. Bă! M-a sunat cineva. Cine? Și că primarul a fost răpit. No, bravo. De mafia care a pus stăpânire pe... De pe casă, gen... Mafia roșie. Nu știu, mi-a trimis, hai să ne întâlnim cu ăla, hai să mergem. Bogdan, aici pe mâncare e ceva, că mi-e foame, e rău de tot. Am avut un sandwich,
Conduc eu, mă lași pe mine să conduc. Pune-ți tu. Mamă, mașinuța mea. Ce frumos. E urâtă. Știi ce nume i-am dat la mașină? Mă, să dăm. Ce numere, ce nume e da mă la mașină? Pufulete. Ce mai face Mati? Păi, ce tu vorbești mă șoaptă? Te ții de ușă, firea la dracu, a? Ia, are tu pe să tragă, ia, ia. Hai, hai, trage, că e mașina ta, nu e a mea, e mașina ta, nu e a mea. Trage, trage. Ia, spargeam, gata. Am înțeles. Hai, mă, urcă în mașină odată. Trage. Hai, mă. E mașina ta. Mașina lui, mă. Hai, urcă. Hai, bă, urcă, da. Dă-i, dă-i, că e mașina ta, nu e a mea, dă-i. Hai, bă, să dai, lasă-l, că ne grăbim. Lasă-mă, bă, să urc, că nu mai am buzan, deja. Sport, ia uite cum aleargă, băieți. Uite cum aleargă, Bogdan. Drum frumos, face piciorul frumos. Nu e super jos. Gata, bă, hai. Hai, bă. Bă, dacă nu lași momentul ăsta, mașina o împuși pe Diana. Te împuși eu pe tine, hai odată. Închide ușa aia, să nu te tragă. Stai tu. Na, mă, na, să mă mai dai tu afară din mașină. Ce-ți mai place să mergi pe șosea? Nu-mi place. E, nu. Vrei să faci al sport? Măi, mă, tu pe mine, ca mască. Te crezi aia, băi. Știi că ai spart roata boule, nu? Da, am înțeles. Știi că ai spart roata, nu? Da, nu mi-am dat seama. Păi eu dai că e mașina ta. Cât te dau pe toc să tragi în mașina ta? Păi, fii atent aici. Trage undeva pe dreapta, că iau eu din probagajul ăla de rezervă și o schimb repede cu un fric. Dar nu mai fi așa, să deschide portbagajul. Deschide pirbegheș. Hai odată. Hai că am luat-o, stai așa. Ce zic nu aici că e Bogdan și aude. Șoptește mă că nu o să audă. Dar închide geamul ăsta și... Așa. Să știi că Bogdan se uita la Diana. Ai nimic. Ce vorbești mă? Nimic. Sper că te-am auzit. Când am intrat în mașină am auzit ultimele trei cuvinte. Ce-am zis? Nu, nu. Ia, hai, că am ajuns. Eu cred că am pus tot. Dacă e dobitoc, ce să-ți fac? Mare dobitoc. Bună ziua, bună ziua. Salut, mă, tu m-ai sunat. Bună ziua. Bună ziua, mă auziți? Da, da. Mă auzi? Alo? Eu faring un of. Eu? Mă auziți, domnule? Ei, da, da. Am o problemă la aparatul ăsta, uite. Da, da, da. Tu m-ai sunat? Da, 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 eu sunt. Primarul și opa. Aș vrea să vă duc în acea locație ca să mergem peste ei să încercăm să rezolvăm cumva. Păi, deci, ce s-a întâmplat? Ce a dispărut sau ce a făcut? Deci, nu știu, a intrat în marbelele, așa? Cu niște ilegale, din câte știu. Okay. Și am prins mai mulți mafioți, din câte știu, parcă îmbrăcați în roșu, dacă nu mă șel. Și acum este la o casă. Da, la casa care trebuia să-mi o dea mie. Da, da, da. Acolo este. Hai să mergem să... Hai să vedem, hai să mergem până acolo, să investigăm, să vedem dacă mai sunt aia acolo. Ok, ok, hai. Hai să mergem până acolo.
Hai că merg eu cu mașina asta. Ok, hai că vin eu în spatele vostru. Ok. Bă, să nu mă baci cu mașina în curte, că te spar. La ce Să număr nu... era? La 648. Bă, să nu-l bagi pe fulete în curte, e acolo să ciuruie la că-ți vezi ce bătaie fac. Bogdan, în soție, ți-e frică de arme. De-aia nu vrei să te duci înăuntru. No. Nu, mi-e frică, mă, de arme. Mi-e frică că... În ciuruie e mașină. Da. Bun, băi, dacă vă place ceea ce fac, apăsați și voi butonașul ăla de like, să strângeți și noi acolo like-uri, să apărăm la recomandate. Bă, să dau eu tu nu știu dacă are aia trompă sau nu, Cred că are trompă. da, eu da, și eu cred că are. Dar dacă are, nu-i problemă. Poate. Nu-i problemă, că o apuc de ea și o arunc peste trei garduri. De 3 carduri. Da, mă, dar e enervant, o să vii, vine numai trompe în puii mei. Bogdan, vezi că a zis că are o prietenă. Bă, nu știu de tine, Mamă. dar tu ai noroc. Ai noroc numai la... La Da, nu. cioci, la cioci. Dar nu-mi plac. Nu mai râde, mă, Pufi. De ce nu zici Puffy? Că nu mai mă cheamă Puffy. Sau nu mă cheamă Puffy, să știi. Mi-am schimbat total identitatea. Da, tot Pufi ești. De ce sunt Puffy? Că ai față de pufulețe. În față de pufulete? Da. Vrei să-ți fac să-ți fac iară ce ai pus mai devreme? Bă, ia vezi că am telecomandă de rezervă, poate e și aici. Ia, am înțeles. Poate te aruncă iar, treaba ta. Știi că de data asta te pot arunca direct în apă. Am un cuia atunci. Ai cu ea pe dracu să ia. Butonul, fii atent. Mai avea tot de recomand, dar să buton la mașină. Ce idiot sunt? Bă, ce? Vreau să-ți testez mașina! Bă, o plătești, mă Ce interesează. să plătesc, mă? Mașină. Ce vrei tu, mă? Reparație. Plătești cu Bogdan, Bogdan, vino în coa. Păi ce mă tot apuci de părat? Ce zi, mă, te iei tu de sedan? Bă, Damiane, Zi, zi, vezi zi. că este șef, mă, că este co-leader. Gata. Nu. Băi, ca am și piciora. Bă! Pufi, băi! Pufi! Băi, lasă-mă, băi! Băi! Doamne, cum a fost asta să mor eu? Băi, De te ce ești așa stai? nervos? Cine? Hai că sunt dacă. Păi te uiți așa urât la mine. Păi, na, nu mi-a plăcut cum ai alergat mai devreme pe jos. Să ne recuperăm casa, mă, că știi de ce, știi ce îmi lipsește mie cel Ups, mai ups, ups, ups. A. mult? Un jaf. Da? Stai să vedem, Da. ca ne recuperăm casa. Bă, domn viceprimar, da, să Au. vorbim. Sunteți bine? Da. A. Diana, Nu ești trebuie bine? să o vine. Trebuie să vice, îl iau de păr pe viceprimar când ajung acum. Am greșit drumul, de-aia m-am oprit, nu de altă. Aoleo, sărac că mi-a mașină. Lasă, că ai bani să o repari. Săracul pufulete. Înțeles. Bogdane, am o vagă impresie că s-ar putea să-ți dau un glonț în cap și nu știu de ce. Eu zic să nu mai. De ce? Nu,
nu aduc aminte trecutul, că e Diana aici și poate o speriem. Am înțeles. Nu mai țin aminte. Ce să țin? Nu, nu. Ia că am ajuns, stai că am ajuns. Cam asta e casa. Da, cred că ai greșit, că poarta e pe partea aia altă, boss. Taci, mă. Noi trebuie să intrăm nevăzuți, mă, boule. Prin nefracție. Nevăzuți. Nevăzut. Asta e casa, asta e casa. Da, da, aceasta este casa. Și e cam mare. Păi știu că e cam mare. Bă, azi... bă, 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 bă. Mamă, câte mașini sunt curte, trăiți am. Auziți, domn, de ce? Aud, aud. Da, a, și ăla. Pe mașina aia. Obișnuința să văd eu. Da, mi-a picat, a fost cu tremul la mine, mă rog. Damiane, Damiane, ce-ai pățit? M-a aruncat pe pălul ăsta. Bă, ridice cum vorbești, că îți poli de rog. Aole, scuze-mă, gata, gata, gata. Bun, hai să, hai să mergem să vedem ce facem. Bun, eu zic să avem un pistol, că-ți da apărare. Eu. Diana, ai ceva? Da, da, am armă. Perfect, perfect. Ne băgăm așa mai ușor. Bă, asta... Mamă, aș... mamă, e unul aici, în după parte. Unde, unde? De ce ar mare? Aici, în dreapta, cu minte. Ale, uite-l. E după da, perete. Da, da, e, ușor, ușor, ușor. Uite la gunoi, aici. Dă-mi aici. Bă... Ai de sus, kilo, să jos. Nu trageți, bă, băi, nu trageți. Nu mai trageți. Luați-o voi pe partea aia. Băi, luați-o voi. Bogdan, ia tu pe partea aia și hai că o iau eu pe aceea cu Damian și cu Diana. Hai. Ai auzit? Bogdan, ei! Doamne, hai, bine, du-te pe partea aia, hai. Îi văd, îi am un vizor. Stai, 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 stai. Băi, au alergat unul încolo, ia stai așa. Dă-i! Pe casă, pe casă! Aveți grijă, aveți grijă, domnul Sedan. Da, da. O, oh, alo, l-am nimerit pe unul, cu picior. Mai, hai, 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 pe ușor. Pe casă, pe casă, pe casă. Mâinile sus! Mâinile sus, mâinile sus, mâinile sus, mâinile sus. În genunchi, în genunchi, în genunchi, în genunchi, toți, 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 hai. Hai, în genunchi. În genunchi. Spuneți-le. A, perfect. Mai e cineva? Dați prin cascuță, că știu că aveți. Hai. Spuneți să vină coace, că dacă nu, vă împuși pe toți trei. A picat ăla după casă. Ha, hai, spuneți să vină coace. Taci! Nu ai tăcut. Ba da. Aoleu, ce-a făcut? Se că l-a ajut eu. În picior. Cred. Unde e liderul vostru, mă? Nu știm. Bă, am zis unde e liderul, că-ți dau un... Nu, nu mai trage, nu mai trage. Am făcut. Am luat. Anunță și zici să vină coace, că dacă nu veți muri toți trei. Ia. Că nu-i ridică-te în picioare. Ridică-te în picioare. Care trage, care? Bă, 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 bă. Fire ea dracu de handicapă. Nu mai trage, nu mai trage. Termină. Ridică-te în picioare. Ridică-te în picioare, hai și tu. Ridică-te-vă în picioare cu mâinile sus, hai. Hai, ridică-te și tu în picioare. Și acolo? Și îi punem acolo, mă, îi punem acolo, linie. În picioare. Hai, mă, în picioare, ridică-te, că poți. Gata, gata, gata. Hai, hai, mergeți acolo. Orice, dar nu trageți. Bă, mergi odată acolo. Acolo, acolo, unde am tras eu, acolo vă duceți. Gata, gata. Hai, mai repede. Hai. Ridică-te în picioare, mă. Bă, unde te duci? Bă, alo. Să-i dai masca jos lui ăsta. Fuge. Prietene. Aici stai. Hai, în genunchi. Hai, hai, în genunchi, în genunchi, în genunchi, în genunchi, în genunchi. Cu fața la mine, mă. Cu fața la am noi. Am înțeles. To, hai. Am înțeles.
Da. Unde e șeful vostru? Băi, unde e șeful vostru, mă? Unde e șeful vostru? A fugit tare. Ia să-i că te dau eu masca jos. Ia dă-i mă masca jos, bă-sta. Dă-i masca jos, bă-sta. Bogdane, hai să patrulăm casa. Da, Bogdane, du-te și... Fai cu mine, Diana, sau cine vine cu mine. Haide, mă. Opa. Băi, ții vesele. Ce treabă aveți voi cu primarul, mă? Vă aud. Nu mai facem. Ce treabă aveți voi cu primarul? Păi unde e șeful vostru? Suntem oamenii lui. Unde e șeful vostru? Nu, n-a zis nimic. Nu? O să-l căutăm. Asta singur se ascunde pe aici, mă. Deci fii atent. Dacă în 3 secunde nu anunțați sau sunați să vină, primul ăsta cu șapcă va muri. Hai, 1. 2. 2. Acum sună. Hai. Sună. Acum. Du-te și ajută-l pe ăla un pic, am. Ajută-l pe ăla un pic, te rog. Pe ăla de acolo de jos. Astăzi. Ok. Vine? Bun. Bine. Stați așa aici. Diana, stai un pic cu arma pe ei. Unde e Bogdan? Bogdan, ei? Da. Dar pune-le cătușele. Mă duc să mă odihnesc și pe urmă te odihnești. Pune-le cătușele. Da, pune-le, puneți-le. Da, mă, da, pune-le, puneți-le cătușele, hai. Mă duc să dorm. Mă duc să mă odihnesc puțin. Vom vedea în episodul viitor ce se va întâmpla până data viitoare, până mâine. Nu uitați, aveți grijă de voi. Eu am fost WXR Mic 2 Sedan și v-am pupat. Pa!